Mai pe scurt vorbind, i-am furat mâncarea lui Pavel. Era luni, stăteam la Pavel în ogradă și vorbeam cu el. Dar în timp ce vorbeam, s-a auzit. Dar și tu auzite-i? Ui, blea, mă, tic, mă doar stomacul. N-ai ceva de băgat? Nu, e la mine în cantină. Hai, ei, te rog, eu nu mănânc mult. El s-a nervat și a zis nu mai șer nimic. El singur n-are și mânca. Eu l-am rugat din inimă, pe urmă din suflet. El o ținea pe lui. Nu și gata. M-a mai rugat puțin și m-a scos după poartă. Bleați, iar m-a scos după poartă. Într-un gât asta nu-i prima oară când m-a scoate după poartă, am decis mă razbun. Și să-i fur mâncarea din frigider. Am așteptat până a plecat, am deschis poarta, am intrat, am închis-o înapoi, am intrat în bucătărie, dar uitându-mă puțin, mi-am dat seama că el ține frigiderul în casă. Bleați! Am ieșit din hambar. L-am văzut Pavel cum ies afară. A, ce bun! Suca, n-ai și mânca? Dar cred că un porc! Am mai așteptat puțin și Pavel s-a dus. Am ieșit și mă gândeam cum pot intra la Pavel în casă, să-i fur mâncarea. Dar cât timp eu mă gândeam, Pavel m-a observat. Și s-au venit să fără mâncarea? Pe dărazul! A deschis frigiderul, a luat tot ce avea și-o pus-o sub cap. Nu mă să înșerce! Să înșerce sunt la mine în casă! Dar într-un cât eu sunt furător profesional, a decis că sub cap e prea ușor de găsit și a să le fur. Așa că le-a luat și le-a dus în altă cameră. A deschis un saltar, le-a pus aici, a luat scociu și le băgă scoci fără jale. Eu deja aveam 3 ore de când mă gândeam la un plan, dar nu vine nimic și gata. Parcă-i jurat, așa că mă gândeam mai departe. Pavel deja le punea pe ionez, nu mai avea mult și le bătea și în chiroanii. Asta e jos, Catamă! Oricum nu-l scrie el de aici. Cât timp Pavel își apăra mâncarea la maxim, eu deja mergeam pe a 6-a oră de gândire. Dar oricum nu-mi vinea nicio idee. Cum aș putea să-i fur mâncarea? Deja eram rupt în două de foame. Am decis să las gânditul ăsta înahui și să încep să acționez. Pentru început, m-am dus să văd în ce cameră este Pavel. Pentru a ști pe unde intru. M-am dus la un geam, nu era. M-am dus la altul, tot nu era. M-am dus la a treilea, aici n-ajungeam. Am adus un scaun, m-am urcat pe el, dar tot n-ajungeam. Hai să-mi bag pula. Precis că e în camera asta. Într-un cât eu nu mă dau ușor batut, am dus scaunul la loc. M-am pornit să caut o scară, dar n-am căutat mult, scara era în fața mea. Ha ha, ce-și trebuie? M-am pornit fericit spre ea, am tras dintr-o parte, din alta, dar nu se mișca și gata. După încă ceva timp de chin, mi-am dat seama că ea e băgată în beton. Da bleați! Pavel deja 5 ore m-a așteptat să-i fur mâncarea, dar a văzut că nu vin și s-a dus scald din piscină. Dar când aproape sară în apă, a văzut asta. Ой, бля, мъкаря ми!